cu magnitudinea de 5.2 pe Richter în România. S-a întâmplat în județul Gorj și a fost resimțit și în Deva, Cluj și Sibiu. Un bărbat a murit, altul a scăpat miraculos în urma unui accident produs aseară în județul Arad. Mașina în care se aflau a fost izbită de un tren. Și un nou atac mortal în Statele Unite. Cel puțin 3 persoane au murit și 5 au fost rănite grav după ce au fost împușcate în Universitatea de Stat din Michigan. Daniel Osmanovici vă prezintă Focus. Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Un bărbat a murit și altul a scăpat miraculos în urma unui accident de tren produs aseară în județul Arad. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Mașina cu remorcă în care se aflau cei doi a fost lovită de trenul care circula pe ruta Timișoara Nord-Satu Mare. Accidentul a avut loc la o trecere de nivel cu cale ferată, semnalizată doar cu crucea Sfântului Andrei. Șoferul l-a oprit inițial mașina, însă apoi inexplicabil, tocmai când trenul se apropie, a pus mașina în mișcare. Impactul a fost atât de puternic încât a făcut zob autoturismul și l-a aruncat în câmp. Trenul, care nu rula cu mai mult de 100 de km la oră, a reușit să frâneze după 200 de metri. Niciunul din cei 60 de călători nu a fost rănit. Trenul l-a așteptat în câmp aproape 2 ore până la sosirea unei noi locomotive care a tractat trenul în cea mai apropiată gară. De acolo, pasagerii și-au continuat drumul cu alte mijloace de transport. Profesorul din Timișoara, acuzat că a agresat sexual o fetiță de 13 ani în loc să o învețe matematică, a fost arestat. Copila le-a povestit părinților că dascălul a încercat să o sărute și a atins-o pe corp în timp ce era la el acasă pentru meditații. Mama a fost cea care a spus totul poliției, iar pe numele profesorului de la Universitatea de Vest Timișoara s-a deschis un dosar penal. Ample percheziții în București și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală și punerea în circulație de produse contrafăcute. În urma perchezițiilor au fost ridicate 1789 de flacoane de parfum tip tester cu o valoare de piață de aproximativ 700.000 de lei. Anchetatorii au stabilit că mai multe persoane, prin intermediul unor societăți comerciale, ar fi oferit spre vânzare și ar fi comercializat pe internet, printr-un site propriu, specializat de parfumuri, produse ce poartă mărci notorii, inclusiv tip tester, susceptibile a fi contrafăcute. În plus, polițiștii au constatat că veniturile obținute nu erau înregistrate în întregime în evidențele contabile. Puico Ioroslav, ucraineanul în vârstă de 32 de ani, acuzat că și-a ucis un coleg de echipaj, a fost prins și arestat. El a fost depistat de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Iași. Pe lângă acuzația de omor, bărbatul este acuzat și de trecere ilegală a frontierei. Trei urși au făcut o vizită nocturnă la grădina zoologică din Târgu Mureș. Cum au fost primiți de gazde, aflați imediat la Focus. Un seism cu magnitudinea de 5.2 pe scara Richter a avut loc în România ieri după amiază, s-a întâmplat în județul Gorj și a fost resimțit și în Deva, Cluj și Sibiu. Oamenii au intrat în panică atunci când lustrele sau obiectele de mobilier au început să se miște. Mulți au ieșit în stradă de frică să nu fie prins sub dărâmături în caz de dezastru. Seismul a avut loc la orele 16:58 de minute. A durat doar câteva secunde, iar la câteva zeci de minute au urmat două replici, una de 2 grade și alta de 3 grade pe scara Richter. Oamenii spun că au intrat în panică atunci când obiectele au început să se miște prin casă. Sau la etajul 4 s-a simțit 3 replici a fost. O masă din asta dezmembrată s-a auzat cum drâncănea și plus lutra s-a mișcat. Peste vreo 3-4 secunde probabil am simțit că se mișcă canapeaua cu mine, efectiv. Eram aproape achitit și eu și soțul. Și la un moment dat am simțit o găsitură a dulapului. Urgent, ne-am ridicat din pat, ne-am dat seama că e cu tremur, am ieșit în hol, am stat sub grindă. Autoritățile din Târgu Jiu spun că intensitatea cutremurului a fost destul de mare. Speriați, localnicii le-au trimis o sumedenie de mesaje. În regulă că nu au fost pagube nici materiale și până la urmă nici
omenești și toată clădirea s-a mișcat. Absolut toată clădirea s-a mișcat. La un moment dat chiar aveam impresia că pleacă. Și pur și simplu... Se mișcau obiectele... Se mișcau obiectele, pur și simplu s-a zgăcinat oarecum imprimanta și tavanul deasupra. Și atunci, văzând toate cele la televizor cu Turcia, am tras toate cele din priză și am plecat. Eram în pat și am simțit mobila și lucrurile, jucăriile fetii din mobilă, de pe mobilă. Se mișcau foarte tare, în bucătărie ne-au picat paharele. Primul gând a fost să ieșim afară. Am văzut dezastru din Turcia. Sigur că ne este frică. Totuși, seismologii ne liniștesc. Șansele producerii unui cutremur devastator sunt mici. Zona e cunoscută de-a lungul timpului a produce cutremure. Mai fost vreo 4-5 cutremure, așa mai măricele. Bine, în afara celor mici. Puțin probabil să se producă un cutremur de magnitudinea celor din Turcia. În cazul seismelor, sistemul RoAlert nu va difuza notificări, pentru că atunci când vorbim despre cutremur, vorbim despre un hazard natural care nu poate fi prevenit sau anunțat anterior, ulterior producerii unui cutremur. În cazul în care acesta generează consecințe grave, vor putea fi difuzate mesaje de avertizare a populației. Cutremurul din România s-a resimțit și în Serbia și Bulgaria. De câteva zile apare întrebarea dacă România e pregătită în cazul unui dezastru asemănător celui din Turcia sau Siria. Cât de repede pot interveni salvatorii și mai ales ce dotări au. Din 2017, fiecare inspectorat de urgență din țară a fost dotat cu 2 containere cu echipamente necesare oferirii primului ajutor. Salvatorii militari ar trebui să fie pregătiți să plece din bază cu aceste auto speciale cu tehnică de salvare în cel mult o oră de la declanșarea alarmei. Echipamente care pot sparge betonul, cricuri capabile să ridice vagoane de până la 25 de tone și chiar aparate care pot detecta mișcările victimelor aflate sub dărâmături. Sunt doar câteva dintre dotările unui container multirisc. Avem echipamente pentru spargere betoane, picamere, vinciuri pentru tras, pentru ridicat plăci de beton, tărci pentru extragerea victimelor, perne de înaltă presiune, care le folosim la ridicarea plăcilor de beton și a diverselor materiale care sunt căzute peste victime. Aparatul care ajută la detectarea persoanelor prinse sub dărâmături are o cameră video pentru identificarea victimelor, dar și senzori seismici. Vedea poziția victimei, vorbi în același timp cu victima și senzori de mișcare, cu care putem urmări unde se află victima, mai exact. Containerul multirisc întărește 8 tone și împreună cu autospeciala de transport a costat peste 2 milioane de lei. Odată cu aderarea României la spațiul Schengen, iată că peste 1 miliard de euro au intrat în dotări, în echipamente, în pregătirea salvatorilor, pe de o parte. Pe de altă parte, fiecare județ are prin inspectoratul pentru stații de urgență echipamente specifice, salvatori pregătiți ca într-o situație critică să poată interveni imediat în fiecare județ din România. De aceea spun, nu putem spune că suntem 100% pregătiți pentru astfel de catastrofe, dar suntem mult mai bine pregătiți decât eram în urmă cu câțiva ani. Fiecare container este deservit de 6 subofițeri care oferă suportul logistic și ajută pe salvator să intervină pentru găsirea și extragerea victimelor. 25 de pompieri militari sunt alocați în un asemenea modul. Fiecare județ din țară ar trebui să aibă 2 astfel de containere pregătite să intervină în caz de dezastre. Un astfel de container pregătit cu toate echipamentele pe care le vedeți a plecat și în Turcia. ISU Timiș a fost unul dintre primele inspectorate din țară care au primit modulele cu tehnică de salvare. Totodată, containerul este dotat și cu elemente pentru realizarea accesului către eventualele victime. Avem uneltele de la Holmato pentru spargere, desfacere, tăiere, tăietor de fier beton, cilindri hidraulici pentru a împinge și a distanța elementele respective. Odată ajungi la locul intervenției, primul lucru pe care trebuie să-l facă pompierii după cercetarea zonei este stabilizarea clădirii sau ruinelor.
Din momentul în care se dă alarma de dezastru, salvatorii militari trebuie să fie pregătiți în cel mult 60 de minute pentru a pleca de aici din bază, pentru a transporta cele două containere de intervenție. Au în dotare un camion de mare capacitate, dar și o macara care poate ridica aceste containere. De asemenea, în dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență mai sunt două buldoescavatoare, mai multe excavatoare mici, un spital mobil, patru generatoare de curent și o mașină de descarcerare mare. Inspectoratele pentru situații de urgență fac în mod constant exerciții pentru a vedea capacitatea de intervenție a salvatorilor militari în cazul unor dezastre. Peste 1000 de blocuri din București au risc seismic ridicat. Nicușor Dan spune că ar fi nevoie de cel puțin 10 ani ca toate clădirile cu bulină roșie să fie consolidate. Primăria Capitalei însă nu are, la acest moment, o situație clară a imobilelor care trebuie întărite rapid. În ultimii ani, doar câteva șantiere s-au deschis, dar lucrările cu greu au fost finalizate. În următoarea perioadă însă începe șantierul pentru două clădiri mari de pe Bulevardul Magheru. Multe dintre clădirile și lucrările care au nevoie de consolidare au întârziat pentru că, spune primarul general al Bucureștiului, proprietarii nu au avut încredere în program și nu și-au dat acordul. Acolo unde sunt blocurile mari, probabilitatea ca toți oamenii să se înțeleagă, din păcate, e mică. Noi trebuie să ajungem să avem o situație reală a ce este de consolidat. Probabil că o să ajungem și noi, în condițiile în care finanțarea există, să avem de ordinul sutelor de clădiri consolidate pe an. Și atunci putem să ne gândim la un interval de 10 ani. Eu sper că corupții din zona imobiliară să ajungă în pușcărie înainte să avem cutremurul și nu după cum se întâmplă în Turcia. Salvatorii de la Salvamont Alba au fost solicitați ieri să intervină pentru salvarea unui câine rătăcit pe o stâncă din cheile mănăstirii din Râmeț. Proprietarul a ieșit de dimineață să-și plimbe câinii, iar la un moment dat a sesizat lipsa unuia dintre ei. Ulterior a auzit lătratul acestuia undeva pe stâncile de pe versantul din partea dreaptă a văii, o zonă greu accesibilă și pentru salvamontiști. Misiunea de salvare nu a fost ușoară, deoarece câinele din rasa Cane Corso de talie mare era speriat și agresiv. Spațiul de pe stâncile pe care se afla animalul era foarte îngust, peretele abrupt și erau șanse ca acesta să cadă dacă încerca să fugă de salvatori. După aproximativ 4 ore și jumătate de efort, salvatorii montani au reușit să-l coboare în siguranță, iar acum este liniștit, cooperant și proprietarul acestuia e fericit. Situația incredibilă la grădina zoologică din Târgu Mureș, aflată chiar în pădurea de la marginea orașului. Trei urși au sărit gardul și au intrat ca la ei acasă printre cuștile animalelor. Din fericire, nu au atacat și după o plimbare scurtă au plecat singuri. Autoritățile sunt totuși în alertă. Sunt noi și le acolo în spate. De două săptămâni se pare că vin regular. Asta e prima dată când au venit în raza camerelor de supraveghere. Imaginile surprinse de camera de supraveghere cu cei trei urși care noaptea se plimbă nestingheriți prin grădina zoologică au pus în alertă atât administratorii cât și autoritățile locale. Filmarea arată exact momentul în care urșii sar gardul grădinii și încep să dea târcoale. Din fericire, nu au atacat animalele. Au fost două ore în grădină, am anunțat garda de mediu și primăria. Faptul că au ajuns până aici înseamnă că încet, încet încep să se obișnuiască cu terenul ăsta. După ce s-au plimbat câteva ore, urșii au plecat singuri. Cu toate acestea, îngrijitorii au luat decizia ca grădina zoologică să mai rămână închisă ceva timp pentru siguranța vizitatorilor. Localnicii se tem că urșii ar putea ataca și în miezul zilei. E periculos într-un fel, nu știu cum de noi să ia măsuri. Acum e zăpadă, ei cred că își caută mâncare. Ar trebui să fie pădurar care să circule, să vadă care este situația. Ar trebui luate măsuri. Și ar trebui luate normal, ar trebui jandarmerie, fonde vânătoare. Administratorii grădinii zoologice așteaptă acum ca autoritățile să ia măsuri. În urmă cu 10 ani, în aceeași grădină zoo, un urs a pătruns înăuntru și a ucis 15 capre. O profesoară din Oradea, laureată a premiului Nobel pentru Dascăl, a dezvoltat o aplicație care îi apropie pe copii de științele exacte. Detalii imediat la Focus.
Un sat din Bihor a ajuns un model tocmai bun de urmat în ceea ce privește școala la țară. O clădire reabilitată din Holod a fost transformată cu ajutorul unei fundații, a autorităților locale și profesorilor într-o adevărată școală de după școală. Copiii pot învăța aici gratuit să cânte, să danseze sau să vorbească fără emoții în fața unui public numeros. Copiii din comuna bihoreană Holod au văzut pentru prima dată cum arată în realitate un pian. Simulate cele două clavecine, le avem aici. Este nota 2. Mă scrie și aici, avem 5 degetele. Să folosim degetul 1, apăsăm nota 2. Asta e ureche muzicală și foarte mult talent, care se descopere. Am cunoscut situații și am aflat copii care părinții nu aveau absolut deloc nimic a face cu muzica. Din potrivă, erau afoni. Ziceam, eu dacă cânt, vine ploaia. Dar copilul a fost foarte talentat. O clădire din apropierea școlii a fost transformată în sală de activități extrașcolare, iar cele necesare cursurilor de muzică au venit de la o fundație din Oradea. Mi-a plăcut foarte mult că vreau să învăț să cânt la chitară. Și la chitară și la pian? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Cântecelele astea. Ai reușit să memorezi așa un pic? Un pic. Un pic, un pic. Un pic. Vii și săptămâna viitoare. Da. Un copil talentat care și își dă interesul să studieze și să repete mult, poate în câteva luni poate să ajungă la un nivel în care, ieșind în aer liber, cu familia, cu prietenii, cu cunoscuți, să poată să interpreteze câteva cântece, să acompanieze un grup de copii, un alt grup de copii. Tot în acest spațiu au loc și ateliere de pictură și desen sau cursuri prin care copiii învață să vorbească în public. Dincolo de cunoștințele pe care le dobândesc cei mici, inițiatorii proiectului speră să reducă rata abandonului școlar. În comuna Holod sunt două comunități de romi, unde absenteismul și abandonul este crescut, iar pe de altă parte absenteismul mai mult din partea copiilor români din familii mai puțin favorizate trebuie diminuat și acolo. La noi la țară copiii nu au acces la un sport, la un dans de societate, la o limbă străină. Am făcut un pas în plus pentru copiii noștri și ei, cei talentați, au posibilitatea să cunoască un instrument. Planurile nu se opresc aici. Pe viitor, în comuna bihoreană va fi înființat și un laborator de robotică. După nenumărate avarii și situații în care bucureștenii au trăit în propriile case ca într-o peșteră, iată că centrala provizorie pe care primarul Nicușor Dan o promitea a fost pusă în funcțiune. Noua centrală e construită lângă fostul CET Titan și va furniza energie termică pentru 200 de blocuri din sectorul 3 al capitalei. Până acum, această zonă era alimentată cu căldură și apă caldă de la CET Sud. Directorul termoenergetic spune că ar mai fi nevoie de încă două astfel de sisteme pentru ca Bucureștiul să fie asigurat din punctul de vedere al încălzirii. Centrala provizorie construită pe terenul fostului CET Titan, pe care administrația o promitea încă din decembrie anul trecut, a fost deschisă după un an de la finalizarea proiectului. Asta sunt cazoanele funcționale, temperaturile prescrise, temperaturile realizate, pompele de circulație, sunt 5, funcționează doar 3, paralelite și în momentul ăsta 89 de grade la ieșire, restul vine cu 53 de grade, deja mai sus decât propuneam, se livrează în momentul ăsta 25 de megawatt. Noua centrală va asigura energia termică pentru aproximativ 200 de blocuri din sectorul 3 al capitalei. 3 ani din momentul ăsta o să avem energie termică în CET Titan și, cum am spus, funcționează de marți de săptămâna trecută și a prins, din fericire, săptămâna cea mai geroasă. Vine această capacitate nouă, cum am spus, tot sistemul are 1000 de gigacalorii pe oră, aducem în plus 60 de gigacalorii pe oră, un plus de 6%. Titan, Colentina și Aviației sunt zonele din București cu cele mai mari probleme de termoficare. Costul de întreținere a noii centrale de la Titan este de 13 milioane de lei pe an. Această centrală de la Titan rezolvă problema adiacentă aici și, într-adevăr, îmbunătățește circulația, inclusiv pe zona de Colentina.
CET Titan a fost scoasă din funcțiune din 2014, la 7 ani după ce a fost oprită și centrala din Pipera. Odată cu eliminarea acestor puncte termice, blocurile din nord-estul capitalei au rămas neîncălzite, iar căldură trebuia să se livreze de o distanță foarte mare, tocmai de la CET Sud. Asta ducea de multe ori la avarii sau livrarea agentului termic sub parametrii. Că două avem nevoie, deci Colentina și aviație și închidem cercul. Ce e important? Rețea înlocuită pentru a putea diminua pierderile. Presiunea crește în sistem și toată lumea are apă caldă și căldură. Terenul pe care centrala provizorie este construită aparține Ministerului Energiei, care are în proiect realizarea unei centrale definitive. Majoritatea părinților consideră că tehnologia dăunează copiilor. Însă de multe ori timpul petrecut în fața ecranului telefonului sau a tabletei poate fi benefic. Au fost deja lansate o serie de aplicații prin care cei mici pot învăța prin joacă matematică, geografie sau chiar limba română. Mirela Tank este unul dintre profesorii de aur din țara noastră. De curând, aceasta a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Profesori, Global Teacher Prize. Profesoara de limba și literatura română la o școală din Oradea, aceasta este în top 50 cei mai buni profesori din lume. Pentru Mirela, predarea și învățarea elevilor prin diverse aplicații este o provocare a creativității. Este un lucru arhicunoscut că tehnologia este best friend forever, aș spune, cu elevii. Am încercat să-mi apropiu materia de ei cu ajutorul tehnologiei. Așadar, mi-am folosit toată priceperea, ingeniozitatea, inventivitatea, creativitatea în acest sens. Au rezultat adevărate ghiduri sau procedurile, putem spune, pe care le împărtășesc colegilor mei profesori. Mirela și-a dat seama că nu îi poate îndepărta pe elev de tehnologie, astfel că s-a decis să o folosească în favoarea ei. A folosit celebrul joc Minecraft, în care elevii au creat secvențe din cărțile citite. Ca profesor de română am apelat la tehnologie pornind de la o lipsă. Elevii mei nu citeau. De aici am pornit cu jocul, de exemplu, jocul Minecraft. Nu citeau deloc sau aproape deloc. Și atunci mi-a venit ideea de a le cere, văzând că se joacă toată ziua pe telefoane, să le cer să creeze în jocul Minecraft o astfel de secvență din text. Pentru asta a trebuit să se documenteze foarte bine, adică să citească textul așa cum trebuie, pentru că apoi ne-l prezentau, nu doar ne arătau jocul și atât. Majoritatea aplicațiilor pentru cei mici au la bază o metodă educativă susținută de UNICEF, învățarea prin joacă. Deși există astfel de aplicații, mulți părinți încă sunt de părere că micuții nu ar trebui să se folosească doar de gadgeturi pentru a învăța. Cred că este o variantă bună, dar să nu se exagereze, adică cumva să pună mâna și pe un caiet ca să fie un alt feeling decât dacă faci totul pe calculator. Erau așa cu câțiva ani înainte de a veni pandemia, dar mai mult de o jumătate de oră, sau nu să-și joace toată ziua jocuri și să nu mai aibă, să nu audă, să nu mai răspundă, să nu mai facă ceea ce trebuie, pentru că îl rupe de realitate pe copil. Specialiștii sunt de părere că atât timp cât copiii își petrec timpul pe telefon învățând lucruri care îi ajută, acela nu mai este timp pierdut, iar la fel ca orice lucru în viață, moderația este importantă. De ziua îndrăgostiților, Prima TV vă premiază. Cove vă așteaptă de la 19:15 în centrul comercial Park Lake din București și are tolba plină de surprize. Detalii în scurt timp la Focus. Peste 39.000 de oameni au murit în Turcia și Siria. E bilanțul la o săptămână de la cutremur, iar Organizația Mondială a Sănătății avertizează că numărul real al morților s-ar putea dubla după îndepărtarea tonelor de moloz. Zeci de regiuni odată pline de viață sunt acum numai ruine. Zeci de mii de clădiri sunt una cu pământul. Între 50 și 54 de miliarde de dolari va costa reconstrucția zonelor puse la pământ și sunt doar primele estimări. Autoritățile sunt pe urmele celor responsabili de starea precară a imobilelor. 113 oameni, considerați vinovați, au fost reținuți până acum, iar valul de arestări continuă. Printre dărâmături însă, la mai bine de 180 de ore, există încă miracole. Cu ultimele puteri, salvatorii mai găsesc oameni în viață. Vă avertizăm, urmează imagine cu un puternic impact emoțional. O săptămână a supraviețuit această femeie sub ruinele unei clădiri prăbușite în timpul cutremurului, iar 17 ore a durat operațiunea de salvare. Pentru a ajunge la ea, salvatorii britanici au săpat tunele și s-au luptat cu tone de moloz. Bismillah. Allahu Akbar.
Și un băiețel de numai 3 ani a avut viață după ce a stat sub dărâmăturile care odată i-au fost casă. 7 zile a așteptat în beznă să fie salvat. Un alt copil de 6 ani a fost scos dintre ruine după 137 de ore. Misiunile de salvare sunt însă tot mai puține, iar în curând se vor încheia. De-abia după îndepărtarea resturilor clădirilor se va putea afla cu adevărat câți oameni au murit. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că numărul morților va fi extrem de mare și s-ar putea dubla în următoarele luni. The rescue phase and is dragging live people out from the rubble and finding those who died in the rubble. That's coming to a close. And now the humanitarian phase, the urgency of providing shelter, psychosocial care, food, schooling, and a sense of the future for these people. That's our obligation now. În ambele țări, până la 1 milion de oameni depind de ajutoarele primite pentru a supraviețui. İyiyim, kötüm, acım, her şeyim buradaydı, canımsın benim. Çocuklarım bile ağlıyorlar ki, anne her şeyimiz gitti, çocukluğumuz gitti, anılarımız gitti diye. Mağazam falan, her iş yerim battı, evim gitti, depom vardı, o da gitti. Şu anda boş, bir şey yok, kalmadı bir şey. Nadir a rămas singur pe lume cu fiica sa. Casa în care locuia a fost făcută una cu pământul. Din păcate, soția și celălalt copil al său se aflau înăuntru în timpul seismului. Acesta s-a întors la locul tragediei pentru a încerca să salveze ce a mai rămas din locul care îi spune acasă. Aproximativ 10 milioane de oameni, 5 în Turcia și alte 5 milioane în Siria, nu mai au un acoperiș deasupra capului. Domnucuc. Oturum içinde, domnucuc. Pagubele lăsate în urmă de cele două seisme de peste 7 grade sunt inimaginabile. O autostradă din Kahraman Maraş a crăpat în mii de bucăți. În Siria, medicii lucrează contra cronometru și depun eforturi supraomenești pentru a-i salva pe cei care au fost scoși de sub dărâmături. Este și cazul lui Mustafa, un medic care de la seismul de 7 grade nu a părăsit spitalul. هو صراحة على الصعيد الشخصي أنا يوم الزلزال كان عندي عطلة أيام العطلة على مجموعات المشفى تم طلب الكوادر كل الكوادر توجه إلى المشفى فاستجبت للأمر بل بدأت الدوام من يوم الاثنين صباح الزلزال ولا وإلى غاية اليوم ست أيام سبعة أيام أنا موجود ضمن المشفى مناوب لمدة 24 ساعة صراحة في كثير حالات كانت مؤثرة جدا يعني أحد الحالات طفل بعمر 3 شهور فقد عائلته كاملا كاملة ما في ظل هو الوحيد الناجي الوحيد من العائلة. Între timp au loc arestări pe bandă rulantă în rândul celor considerați vinovați de prăbușirea clădirilor. Peste 113 oameni au fost reținuți până acum, printre ei arhitecți, antreprenori sau ingineri, și au fost emise alte 133 de mandate de arestare. Turcia a promis că va ancheta orice persoană suspectată de irresponsabilitate în condițiile în care 25.000 de clădiri s-au făcut una cu pământul. Între timp, întreaga lume se organizează pentru a ajuta pe cei loviți de năpastă. 52 de camioane ale Națiunilor Unite au ajuns în Turcia și Siria, iar Qatarul a anunțat că va trimite în zona distrusă de cutremur peste 10.000 de containere în care au fost cazați fanii la campionatul mondial. Acestea vor găzdui persoane care și-au pierdut locuințele. Qatarul a mai trimis deja 100 de tone de ajutor Turciei și 130 de salvatori. La 8 zile de la orarea din Turcia și Siria, numărul celor morți a devenit greu de scris, dar și mai greu de pronunțat. Ne uităm însă la miracole. Întreaga planetă a stat cu sufletul la gură în această săptămână și a aplaudat cu ochii în lacrimi atunci când un copil era extras de sub tonele de betoane. Am simțit cu toții că fiecare viață depui de om salvată e o răzbunare împotriva naturii neîndurătoare. 7 zile și 7 miracole. Acum.
Rusia avea în plan o lovitură de stat în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut chiar de către președintele Maia Sandu, care a anunțat ieri că a dejucat planurile de destabilizare a țării din partea Rusiei. Declarațiile președintelui Maia Sandu vin în contextul în care Ucraina a atenționat în repetate rânduri că Rusia are în plan provocarea unor acțiuni belicoase în Republica Moldova. John Kirby, coordonatorul pentru strategii de comunicare al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, a declarat la rândul său că informațiile despre un presupus complot rusesc de răsturnare a guvernului de la Chișinău sunt îngrijorătoare și a spus că Washingtonul este alături de guvernul și poporul moldovean. Rapoartele sunt, citez, profund îngrijorătoare, dar nu sunt în afara limitelor comportamentului rusesc. Suntem categoric alături de guvernul moldovean și de poporul moldovean, a declarat John Kirby. Un bărbat care conducea un camion al companiei U-Haul în cartierul Brooklyn din New York a rănit o persoană înainte ca polițiștii să-l rețină. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Două persoane sunt în stare gravă. Când a fost oprit de poliție, șoferul camionului a spus poliției că a vrut să moară. Ca o ironie a sorții, incidentul a avut loc în aceea zi în care un juriu federal a început să delibereze dacă să impună pedeapsa cu moartea în cazul unui extremist care a condus intenționat un camion pe o pistă de biciclete din New York în 2017, ucigând atunci 8 persoane. Cel puțin 3 persoane au murit și 5 au fost rănite grav după ce au fost împușcate în Universitatea de Stat din Michigan, a declarat poliția din campus. Prima împușcătură a fost semnalată în campusul East Lansing. Aproximativ o oră mai târziu, poliția a raportat alte împușcături la sala de sport a universității. Se pare că există un singur suspect în acest moment, a spus poliția. Universitatea are peste 50.000 de studenți, potrivit site-ului său. Pregătirile pentru Valentine's Day sunt întoi, iar cei care nu au cumpărat încă un cadou pentru persoana iubită, să nu intre în panică. De ziua îndrăgostiților, Prima TV vă premiază. Începând cu orele 19 și 15 minute, Cove vă așteaptă în centrul comercial Park Lake din București și are tolba plină de surprize. În plus, distracția e garantată. Baloane, bomboane, dar și multe premii surpriză. Pe 14 februarie, Cove vă invită să fiți primii care câștigă. Cu ajutorul Prima TV îi puteți face partenerului o mare surpriză. Răspundeți corect la o întrebare simplă de cultură generală, iar premiul e al dumneavoastră. Mâine, de Valentine's Day, te aștept aici în Park Lake, pentru că am pentru tine premii surpriză cu care poți să surprinzi jumătatea. Așadar, ia-o la braț, vino aici să ne întâlnim. Hai, ce mai aștepți? 14 februarie, aici, sărbătorim Valentine's Day împreună în Park Lake. Și nu uita, întotdeauna, primii câștigă! De ziua îndrăgostiților, de la orele 19 și 15 minute în Park Lake, București și în direct la Prima TV, Cove vă așteaptă la distracție și premii. Îndrăgitul prezentator vă invită să strigăm împreună, primii câștigă! Petrolul visează la play-off. După 3 eșecuri consecutive, lupii galbeni au spart gheața și au învins-o pe Hermannstadt. S-a terminat meciul de la Ploiești, vă spunem în scurt timp la Focus după publicitate. Și acum vorbim despre vreme. Roxana, după cum vedeți, e alături de mine. Bună dimineața! Ce se mai întâmplă cu vremea, Roxana? Bună dimineața, Daniel! Bun găsit tuturor! Astăzi temperaturile vor crește și se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă. Maximele se vor încadra între 0 și 10 grade. De asemenea, avem în vigoare și un cod galben de intensificări ale vântului, valabil în cea mai mare parte a Moldovei și în zona Carpaților meridionali și de curbură. Dar vă dau mai multe detalii imediat după generic. Dar haideți să vedem pentru început ce se întâmplă pe continent. Va predomina vremea frumoasă, excepție vor face partea de est și extremitatea nordică a Europei, unde vor fi precipitații mixte slabe. Vântul va avea intensificări în estul Europei, precum și în vestul extrem și în sud. Temperaturile vor crește ușor, în special în vest și în centru. Astăzi, la noi în țară, valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru această dată, astfel că maximele vor fi cuprinse între 0 și 10 grade, cerul
va fi mai mult noros în regiunile nordice, estice, în centru și parțial în sud-est, iar în regiunile vestice și în cele sudice, cerul va rămâne variabil. Vor mai fi posibile precipitații slabe, sub formă de ninsoare la munte, mixte în Transilvania, iar în Moldova, Maramureș, nordul Crișanei și în Dobrogea, va ploua sau va fi lapoviță. Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, unde se vor atinge viteze de 55-60 de km pe oră, iar pe arii restrânse chiar 70-75 de km pe oră. În zona Carpaților meridionali și de curbură, unde rafalele vor depăși 90-100 de km pe oră. De asemenea, vântul își va face simțită prezența și în Transilvania, Oltenia și Dobrogea. Mâine cerul va fi temporar noros și izolat, vor fi posibile precipitații slabe. Vântul va continua să aibă intensificări la munte, precum și în Moldova, în Dobrogea și în estul Munteniei. Maximele se vor încadra între 1 grad și 11 grade. Joi, temperaturile se vor situa peste cele specifice datei în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 1 grad și 10 grade. Pe cer vor mai fi câțiva nori, însă precipitații mixte slabe vor fi posibile doar în nord-vestul teritoriului. Dimineața și seara, în zonele joase de relief, va fi ceață. În capitală se menține vremea frumoasă. Astăzi maxima se va situa în jurul valorii de 8 grade. Mâine cerul va fi mai mult senin, iar termometrele vor indica o maximă de 9 grade. Joi ne vom bucura de atmosferă plăcută și de o temperatură maximă de 10 grade. La munte cerul va fi mai mult noros și va mai ninge slab, în special în zona Carpaților meridionali și orientali. Vântul va avea intensificări în zona Carpaților meridionali și de curbură. Acolo rafalele vor depăși viteze de 90-100 de km pe oră. Acestea au fost informațiile despre vreme. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Numai bine! În câteva minute ne întâlnim cu Raluca Alhadad. Bună dimineața, Raluca! Ce se întâmplă la Prima News astăzi? Bună dimineața! Astăzi discutăm despre energie și faptul că, deși avem surse de energie și producem și am și devenit principala sursă pentru Ucraina, în țara noastră sunt foarte multe case fără această sursă de confort. La 10 vorbim despre școlile care devin tot mai periculoase, iar la 11 despre OZN-uri, cele din America, desigur. Pe Prima News la 9fix. Mulțumesc frumos! Zeița de la Montreal, Nadia Comăneci, a postat un filmuleț în social media în care apare făcând câțiva pași de dans pe acordurile melodiei I love you to want me, să prețuiești și să fii prețuit, să iubești și să fii iubit. La mulți ani tuturor de ziua îndrăgostiților este mesajul care însoțește postarea Nadiei. Melodia I love you to want me este interpretată de Lobo și a fost lansată în 1972. Domnilor și domnilor, Focus 8 se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe primanews.ro. Rămâneți pe Prima TV. Livia Graur vă așteaptă de la ora 14. Toate bune, la revedere!